Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu, sunt urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi este 15 august, este mare sărbătoare creștin-ortodoxă la noi, la români. Unii sărbătoresc și Sfânta Maria, eu nu spun la mulți ani pe 15 august, dar invitatul meu, care am discutat mai devreme, spune. Subprefectul județului Vâlcea, Victor Stănculescu, bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit, bună ziua telespectatorilor Antena 3. Da, așa e, înainte de a începe emisiunea, pe această cale țin să le urez tuturor celor care astăzi de Sfânta Maria să sărbătoresc ziua de Sfânt, un sincer și călduros la mulți ani, sănătate, împliniri și multă bogăție. Este adormirea Maicii Domnului, domnule Stănculescu. Adormirea Maicii Domnului este ziua de Sfânta Maria. Da, bun, nu vreau să intrăm pe acest teren, că nu este nici specializarea mea, nici a dumneavoastră, ca să zic așa. Dacă vreți, avocat, putem să trebuie împreună. Da, eu sunt jurnalist, așa că haideți să trecem să discutăm la ce se mai întâmplă prin județul și prin municipiul nostru drag, la chestiunile care pe dumneavoastră vă interesează acolo la instituția prefectului Vâlcea. O să intrăm, vreau să cunosc părerea noastră vis-a-vis de ce s-a întâmplat vineri la dezbaterea cu ministrul educației Sorin Cumpeanu, pentru că avem aici de discutat foarte mult. Dar înainte de asta, că știu că sunteți apropiat pe subiect, știți că în data de 12 august a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de inspector șef la Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea. Rezultatele obținute de candidații au fost foarte, foarte slabe. Candidații care, sigur, s-au prezentat la concurs până la urmă. Și vreau să vă întreb, în opinia noastră, domnule Stănculescu, ce se întâmplă? De ce nu reușim să găsim un polițist? Eu știu că în Poliția Vâlceană există polițiști profesioniști, polițiști care își iubesc meseria și care ar putea să facă cu față, cu brio, acestei funcții de inspector șef. Ce se întâmplă totuși? De ani de zile pare că suntem într-un blocaj. Da, n-aș prea vrea să comentez rezultatele și ceea ce s-a întâmplat în data de 12 august a celor trei candidați care s-au prezentat la examenul pentru a ocupa funcția de inspector șef al Poliției Județului Vâlcea. Însă, din punct de vedere al profesionalismului, și am lucrat cu toți cei care s-au prezentat la examen, vreau să vă spun că sunt profesioniști. Într-adevăr, în IPJ Vâlcea există foarte mulți polițiști care pot să conducă acest inspectorat. Din păcate, din câte am observat, sunt aceleași persoane care se prezintă la examenul de inspector șef și iau astfel de note. Eu cred că au avut o zi mai slabă, mai nereușită, așa să-i spunem, și pe viitor, dacă se va mai da, și cu siguranță se va da concursul din nou, se vor pregăti mai bine. Da, nu știu ce să zic, cu note de 3, de 1. Domnul Iana măcar a avut inspirația să nu se mai prezinte la concurs. Da, nu, eu v-am spus, nu vreau să dezbat, pentru că dumnealor știu mai bine, în momentul când te duci, asta este părerea mea personală, când te duci, te înscrii la un concurs, trebuie să fii pregătit, pentru că gândiți-vă, dai un concurs unde conduci câteva sute de polițiști, unde menții siguranța și ordinea publică în județul Vâlcea și trebuie să coordonezi foarte bine. Pe viitor, părerea mea și sfatul meu ar fi ca în momentul în care se hotără să meargă la un astfel de concurs să fie mult mai pregătiți. Da, și poate, cum să vă spun, că totuși aceste note reflectă, da, vrem, nu vrem, ceea ce dumnealor au așternut pe hârtie. V-am mai spus, oricât da? Ați încercat să mă provocați, nu voi dezbate. Domnule, Stănculescu, dar nu voi dezbate până la urmă. Încerc să înțeleg și eu, pentru că este totuși este jenant să iei 3 și ceva la un examen, adică ești totuși ai o poziție, da? Vii de pe o poziție și iei 3 la un examen, că pe bune. Bine, asta sigur. Li s-a mai întâmplat și altora care au ajuns miniștri ai sportului la un moment dat, tot de pe aici, de prin județul Vâlcea. Dar zic că tot nu e chiar așa de fală. Da, este păcat, pentru că aceste note, până la urmă, din păcate, reflectă, să spunem, se pune o pată și o neagră, să spunem așa, pe Inspectoratul de Poliție al Județului Vâlcea. Pentru că să mergi și să iei astfel de note, vă dați seama
ce se întâmplă și ce se discută la nivel de minister și nu numai și în spațiu public. Ia uite cine conduce și cum ne conduce. Asta vă spun că totuși... Dar totuși, până la urmă, v-am spus, poate au avut o zi mai slabă. De câțiva ani, Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea pare că nu își găsește, cum să vă zic, oamenii potriviți, necesari, să-l conducă. Și vâlceni, până la urmă, că eu știu sigur că există și cunosc și eu câțiva polițiști foarte bine pregătiți. Da, instituția aceasta, IPJ-ul Vâlcea, nu este până la urmă o instituție politică, să-i spunem, în care se numește. Aici trebuie să fii profesionist, să candidezi, să iei o notă de minim 7 pentru a deține prin concurs această funcție. Pe viitor, cred și cunosc și eu foarte mulți polițiști în județul Vâlcea, să aibă curajul să se înscrie la acest concurs. Până la urmă eu nu înțeleg de ce nu se înscriu și acei oameni care poate nu poți să fii sigur ar lua examenul la acest concurs, că după cum în ultimii ani sunt cam aceleași persoane care acum au fost și în data de 12 și înainte tot aceleași persoane merg și candidează pentru această funcție. Pe viitor sper să vedem și alte persoane, alți polițiști care merg să susțină acest concurs. Ideea este că, spre exemplu, uite, mă uit în partea cealaltă la ISU Vâlcea. Acolo postul este ocupat prin concurs de domnul Pascaru. L-a obținut cu o notă mare. Și vedeți, lucrurile se așează. Da, se așează. Se poate construi. Da, se așează pentru că, din păcate, legislația nu permite ca împuternicit, ca inspector șef să fie pentru o lungă perioadă, ci de două ori, minim 6 luni. Da. Iar ca atare, în această perioadă, tu nu poți să-ți impui ceea ce dorești sau ceea ce vrei să faci în inspectorat. Păi dacă ești interimar, pentru că ești interimar și nu știu n-ai nicio autoritate. Cât de autoritar poți să fii atâta timp cât știi că subalternii tăi știu că peste 6 luni de zile îți expiră mandatul și nu vei mai fi. Da. Bun. Vom urmări cu atenție ce se întâmplă cu acest concurs la IPJ Vâlcea. Și o să vedem. Poate până la urmă vor apărea și acei polițiști curajoși, determinați, bine pregătiți, profesioniști, care să poată să facă față acestei provocări de a conduce IPJ Vâlcea. Da, domnule Stăculescu, haideți să ne mutăm la un alt subiect. De asemenea, foarte, foarte important, cel care vizează modificarea legilor educației. Avem niște proiecte de modificare a acestor legi. Avem și dezbateri în toată țara. Vineri chiar a avut loc la Vâlcea dezbaterea cu în prezența ministrului educației Sorin Câmpeanu și cred că a fost una de bun augur, dar au existat și cadre didactice, oameni din sistem nemulțumiți. Da, întotdeauna există și nemulțumiți. Înainte de vizita domnului ministru, știți foarte bine că și parlamentarii Partidului Național Liberal au făcut o astfel de dezbatere publică cu toate cadrele didactice ce au dorit să participe pe noile modificări privind legea educației. Ca atare, eu nu înțeleg uneori aceste nemulțumiri, având în vedere că au avut posibilitatea și au posibilitatea să înainteze în continuare modificări pentru ca această lege să fie așa cum trebuie, atât în sprijinul cadrelor didactice, cât și în sprijinul elevilor. Amendamentele și toate nemulțumirile au fost strânse de către parlamentarii Partidului Național Liberal. Acestea vor fi depuse în Parlament pentru a modifica în bine această lege. Tocmai de aceea ați observat și dumneavoastră că în toată țara se fac astfel de dezbateri publice până a intra în vigoare noua lege a învățământului. Bun. Haideți, spre exemplu, avem o doamnă, un cadru didactic de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea, unde chiar a avut loc dezbaterea vineri, profesoară, și a pus câteva întrebări. Nu a reușit să îi le adreseze în mod direct ministrului Sorin Câmpeanu pentru că a intrat online și nu s-a putut realiza un dialog direct și doamna a avut o postare pe Facebook.
Iar întrebările doamnei Fărcășanu, Antoanela Fărcășanu, mi se par cel puțin de luat în seamă și de căutat răspunsuri și soluții. Spre exemplu, de ce nu ați acceptat în noul ROFUIP să se renunțe la exmatriculare? Ce se va întâmpla cu acei elevi care săvârșesc fapte grave și care pot fi un pericol pentru școală? Îi acceptăm și ne revizuim noi cadrele didactice, comportamentul? Eu cred, bine, acum v-am mai spus, sunt dezbateri, se va ajunge la un proiect legislativ final în care toate aceste nemulțumiri vor fi dezbătute. Dacă ar fi să o gândim cu exmatricularea, nu știu ce să vă spun. Eu cred că ceea ce spune doamna profesor, ce se va întâmpla cu acei elevi care săvârșesc fapte grave și care pot fi un pericol în școală, eu cred că organele competente, și mă refer aici la poliție, parchet, pot să facă acest lucru și să cerceteze dacă, într-adevăr, vor exista astfel de elevi ce săvârșesc fapte grave. Da, spre exemplu, doamna Fărcășanu mai ridică și problema meditațiilor. Spune dumneavoastră că de 9 ani nu mai face meditații cu niciun elev, fie că e din școală sau din afara ei, dar consideră incorrect punctul de vedere exprimat de ministru referitoare la meditațiile cu profesorii de la clasă. Aici cred că este mult de discutat și eu am opinie vis-a-vis de chestiunea aceasta, dar... Nu știu, sunt curioasă să știu punctul dumneavoastră de vedere, că aveți și dumneavoastră copii la școală. Nu vreau să fiu răută, însă eu cred că aici n-ar trebui să politizăm aceste dezbateri publice, n-ar trebui politizate. Dar de ce ziceți că este... Doamna Fărcășanu, cunosc pe doamna profesor de informatică, a fost director general adjunct al liceului, dacă nu mă înșel, în perioada când directorul plin era chiar domnul Pană. Da. Și dacă într-adevăr chiar doreai să pui aceste întrebări public și ministrului educației, puteai să fii prezent în sală și zurai acest lucru și puneai aceste întrebări în direct în sală ministrului. Încă o dată, nu a vrut, a avut această intenție să pună întrebările în nu, eu nu mă refer online, că totul a fost, această întâlnire a fost online. Da, și întrebarea pentru pe care nu a putut să fie în sală. O parte din întrebările pe care doamna le enumeră pe Facebook au fost puse în sală de celelalte. Spre exemplu, asta mi se pare foarte tare. Deci haideți să nu politizăm, că chiar nu e cazul. Asta spun și eu. Deci chiar nu e cazul. Dacă există lista cu cei 10.000 de specialiști, de ce nu o faceți publică? Ce-ar fi de ascuns? Nu vorbim de transparență? Nu vor să-și asume abilitățile din noua lege? Păi să o facă, fiindcă sunt plătiți chiar și foarte bine. Toate lucrurile acestea vor fi publice, până la urmă, că nu e niciun secret. Toți cei care au muncit și la elaborarea acestui proiect legislativ, vă dați seama că își vor pune amprenta pe această lege. Însă, revin ca la începutul discuției și spun că suferă modificări, sunt amendamente, vor fi depuse amendamente la această lege și toate nemulțumirile au fost culese atât de către parlamentarii județului Vâlcea ai Partidului Național Liberal, cât și de către noul ministru și vor fi avute în vedere la momentul elaborării, la momentul adoptării legislației. Ideea este că mie mi se pare foarte ok faptul că aceste proiecte de modificare a legilor educației sunt în dezbatere. Fie și faptul că discutăm despre aceste lucruri înseamnă pentru mine și pentru mulți ca mine foarte mult. Acum, știți și dumneavoastră cum este cu schimbarea. Iar în domeniul învățământului al educației lucrurile sunt sensibile, pentru că lucrăm cu elevi, lucrăm cu... Dar trebuie să ne raportăm totuși, și v-am mai spus și am mai dezbătut-o și am mai discutat și în alte emisiuni, să ne gândim că totuși trăim în secolul 21, exact. 3, da. Și să vedem care sunt nevoile adevărate, atât ale cadrelor didactice, cât și ale elevilor. Pentru că după întâlnirea, așa cum spunea și dumneavoastră, după întâlnirea cu cadrele didactice, ministrul învățământului a avut o întâlnire și cu elevii și a cules părerile și de acolo. Trebuie să avem în vedere toate aspectele la momentul când elaborezi o lege, ca toată lumea să fie mulțumită și să fie o lege eficientă, nu să o upgradăm, să-i spunem așa, în viitor, să o amendăm,
cu amendamente, peste amendamente, modificări. Dacă tot a intrat în dezbatere publică, dacă în fiecare județ din țară, ați văzut, sunt astea de dezbatere publice, eu cred că până la urmă finalul va fi unul satisfăcător și bun, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Da, sper să ajungem aici. Spre exemplu, mai e o chestiune, ideea de a elimina limba română ca probă separată de la BAC, dar de a o păstra pe cea de limbă maternă, este ok? Ce ziceți? Păi aici, nu știu, am observat, limba română este considerată limbă maternă până la urmă și da, trebuie să, dacă limba maternă este obligatorie, automat și limba română este obligatorie. Dar de ce nu faci chestia asta clară? Adică de ce o lași cu interpretare? Întreb și eu. Păi nu este interpretare, v-am mai spus. Dacă este limba maternă. Deci, automat este obligatorie. Da, sper să... Dumneavoastră așa înțelegeți? Eu așa înțeleg. Da. Mai vorbește doamna Fărcășanu despre importanța psihopedagogiei, a metodicii, a practicii pedagogice, inclusiv chestiunea asta, că în sistem poate să intre orice... oricine cu studii superioare. Cred că nu e chiar așa de simplu. Adică nu poți să fii profesor... Bun, ai studii superioare, ok, ai învățat. Cei care au învățat. Dar totuși... Haideți să vă spun. Sunt anumite materii în momentul de față, în județul Vâlcea, dau un exemplu al județului Vâlcea, în care, din păcate, sunt cadre didactice care au mai prelungit cu un an, cu doi, cu trei, după momentul pensionării, da, pentru că nu sunt profesori pe acele materii care să vină. Și dau exemplu, fizică, chimie, sunt aceste științe, să spunem, care nu vin să dea examen, să se titularizeze pe aceste posturi. Ca atare, eu cred că dacă ai studii superioare și, într-adevăr, în domeniul respectiv, și ai făcut și acele cursuri de psihopedagogie și tot ceea ce înseamnă curs pentru a intra în învățământ, de ce nu? Da, până la urmă... Crezi că... mi-aduc aminte, în clasa a șaptea, ca să fac o paranteză, am făcut... a opta, am făcut meditație cu un inginer care lucra la Vilmar, fostul UCF. Nu era cadru didactic, dar vă spun că era foarte pregătit și foarte mulți copii la momentul acela mergeau la acel inginer pentru a face meditație. Da. Haideți să vedem cum se finalizează această dezbatere. Haideți să vedem ce se întâmplă și în ce formă, care va fi forma finală a acestor legi. Sunt sigură că ele sunt perfectibile, categoric. Dar cred că trebuie Tocmai acesta este rolul dezbaterii. Asta vreau să vă spun. Eu cred că în ultimii 5 ani, 10 ani, este prima oară când un ministru vine... Este o bilă albă. În fiecare județ, nu numai în județul Vâlcea, pentru a face o astfel de dezbatere publică, pentru a asculta. Și când mai mulți parlamentari fac o dezbatere publică pe o lege. Da. Bun, mai am un subiect pe care vreau să-l abordăm, domnule Stănculescu, vis-a-vis de ce se întâmplă în zona aceea protejată. A fost o chestiune între Asociația Cogaion și Consiliul Județean Vâlcea. Avem 5 primari din Vâlcea, Costeș, Horezu, Vaidem, Bărbătești și Băile Olănești, da? Da. Care, mă rog, cei de la Asociația aceasta Cogaion susțin că se opun... intrării acestui geoparc în UNESCO, practic, da, și că ei cumva ar bloca această chestiune. Pe de altă parte, Consiliul Județean Vâlcea a avut o, cum să zic, opinie vis-a-vis de chestiunea aceasta. Este vorba de proiectul Geoparc UNESCO Oltenia de Sumunte, așa cum a spus, din zona Horezu, da? I-am nominalizat pe cei 5 primari, Costești, Horezu, Vaideni, Bărbătești și mai era încă unul. Da, știu, astfel de discuții, aceste discuții au loc încă de anul trecut. Cei 5 primari, cred că prin înființarea acestui geoparc, ei nu vor mai avea dreptul la investiții, nu vor mai putea în zona respectivă să emită autorizații de construire. Da.
să-și dezvolte, așa susțin, să-și dezvolte comunitatea. Eu cred că este o părere greșită, am discutat și eu anul trecut. E o abordare? Credeți că este o abordare greșită a primarilor? Abordare greșită a primarilor pe acest aspect, că nu mai poți să-ți dezvolți comunitatea și cred că ar trebui din nou acele întâlniri făcute de către Asociația Cogaion, pentru că sediul asociației, dacă nu mă înșel, este chiar în Costești. Da. Este înființată, dacă nu mă înșel, în 2003 și ar trebui să dezbată și să discute mai mult, să le explice primarilor că nu au de ce să se teamă și înființarea acestui geoparc nu face altceva decât să atragă investitori, să atragă fonduri europene și să dezvolte comunitățile respective. Eu vă spun, este o lipsă de comunicare. Până la urmă este părerea mea și cred că ar trebui să stea la masă să discute și să explice clar care este beneficiul înființării acestui geoparc. Eu nu vreau să politizăm discuția aceasta de niciun fel. Nici eu. Însă vreau totuși să mă raportez și la opinia celor de la Consiliul Județean Vâlcea, pentru că este importantă, și să vă citesc un pic dintr-un comunicat de presă. Inițiativa Asociației Lăudabilă prin natura obiectivelor propuse a fost apreciată, însă opinia majorității și anumite aspecte neclare din legislația în domeniu, și face referire la ordonanța de urgență numărul 57 din 2007, domnule Stănculescu, privind regimul arilor naturale protejate, ne-au determinat să optăm pentru a dezvolta zona montană pe varianta propusă prin legea muntelui de către Guvernul României. Da, acum... Înțelegeți? Atunci, de ce această asociație ține cu dinții oarecum? Pentru că cred că este o miză și în zona aceasta. Nu neapărat că ține cu dinții. Nu vreau să iau apărarea nici asociației, nici Consiliului Județean, nici celor cinci primari. Eu cred că au găsit anumite soluții, să spunem așa, de dezvoltare montană prin atragerea de fonduri europene. Anul trecut când am discutat, că v-am spus, aceste discuții sunt încă de anul trecut între cele cinci primării și fundație, se ajunsese la un consens. Se pare că n-au reușit să pună în practică. Ar trebui să explice mai mult, să stea mai mult de vorbă cu cele cinci UAT-uri, cu primarii, cu respectivi. Și eu cred că până la urmă se va ajunge la un final bun pentru întreaga comunitate. Uite, vă promit că săptămâna viitoare, chiar de mâine, o să iau legătura cu reprezentanții asociației și o să discutăm și să fac o întâlnire cu cei cinci primari și cu reprezentanții ai asociației. Deci mi se pare important, pentru că zona aceea are un potențial uriaș de dezvoltare. Și atunci noi să stăm să ne certăm acum și să nu reușim să găsim soluții avantajoase pentru toate părțile până la urmă, nu? Da, da, da. Că nu e, cum să vă spun, e important să fii și UNESCO, adică... Categoric. Da, v-am spus. Eu cred că este lipsa de dialog. Lipsa de dialog. Bun. La instituția prefectului, domnule Stănculescu, aveți dialog? Există dialog. Există dialogul instituțional. Întotdeauna când sunt probleme importante pentru județul Vâlcea, a existat dialog și nu... Până la urmă suntem într-o coaliție. Vrei, nu vrei, asta este. Coaliție de guvernare. Exact. Și fiind reprezentanții guvernului în teritoriu, atunci trebuie să existe acea comunitate. Dumneavoastră PNL și PSD de la instituția prefectului Vâlcea trebuie să vă înțelegeți foarte bine. Colegii mei, țin să precizez, pentru a nu lăsa loc de orice lucru politic, nu sunt politici, sunt apolitici, sunt funcționari publici, au susținerea Partidului Social. Păi, exact. Au susținerea Partidului Social Democrat, dar nu sunt membri de partid. Dom'le, că pe mine mă zăpăcește chestia asta. Am susținerea PSD, dar nu sunt PSD. Având în vedere legislația... Haideți să ne mai și asumăm lucrurile. Exact, fiind funcționari publici, dar nu sunt membri de partid. Da. Acum nu trebuie să lăsăm să dăm naștere la interpretări. Dar nu vreau să dau naștere la interpretări. Vreau doar să discutăm cu cărțile pe masă și dacă tot am intrat pe subiectele de la instituția prefectului Vâlcea, haideți să începem cu recensământul. Că dacă ieșim mai puțin la numărătoare...
Nu e chiar foarte bine. Și cu siguranță e și mai puțin. Categoric, după prima estimare făcută atât la nivel județean cât și la nivel național, nu mai este numărul de persoane ce era până în prezent. Însă merge bine, sunt și localități care merg mai greu așa. Am luat legătura și am discutat cu fiecare primar în parte, le-am explicat care este importanța, în primul rând, al acestui recensământ, pentru că în funcție de numărul de persoane, știți și dumneavoastră foarte bine, gradul se poate modifica, gradul comune, se pot modifica numărul de consilieri locali, atragerea nivelul de fonduri, taxelor și impozitelor. Exact, atragerea de fonduri europene. Adică să-și cauzeze dacă tu nu te implici și... Dar acum de unde să-i scoți, domnule, că ăștia sunt oamenii, că nu poți să... Păi nu, problema e că nu ăștia sunt oameni, sunt oameni care nu se implică și nu au fost anumite oameni. În sensul de recenzare? De recenzare, oamenii sunt, dar de recenzare... Păi și-ar trebui să se implice primarii, ce să facă, să se caute pe acasă? Păi nu, recenzorii pe care i-a nominalizat, recenzorii pe care i-a nominalizat sunt cei care trebuie să-și facă treaba și să fim pe un loc fruntaș. Suntem în primele 20 județe din țară. Mm-hmm. Aveți exemplu de OAT-uri unde s-au mișcat lucrurile mai greu? Nu vreau să facem vedeți când e să vorbim cu... Nu vreau să aducem o critică publică. Da, domnule Stănculescu, într-adevăr, la instituția prefectului Vâlcea, pe lângă povestea aceasta cu recensământul, care trebuie finalizată până la urmă, și chiar dacă nu aveți atribuții în acest sens, vreau să vă întreb, să știu opinia dumneavoastră vis-a-vis de situația de la Cetgovora. Ar trebui să ne îngrijorăm că în această toamnă oamenii vor rămâne fără căldură? Eu sper să nu, însă lucrurile nu par să fie chiar atât de roze cum se vorbește. Știți foarte bine, există acea datorie de câteva milioane de euro pe certificatele verzi. Nu știu dacă a fost achitată total sau parțial, însă, din ceea ce am văzut la autoritățile publice responsabile de Cetgovora, dau note bune CET-ului în sensul că nu vom avea de suferit, locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea nu vor avea de suferit în această iarnă. Sper să aveți dreptate. Primarul Mircea Butău nu era așa de optimist ca dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru prezență, domnule Stănculescu. Da, ca o paranteză, că tot a zis cu cărțile pe masă. Eu cred că ar trebui să ne și spună până la urmă și să vedem care sunt măsurile ce se impun pentru a da siguranță râmnicenilor că se pot încălzi în iarnă liniștiți de la Cetgovora și să nu avem aceeași surpriză ca în București. Da, mulțumesc mult pentru prezență, domnule Stănculescu. Domnule și domnule, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit Analiza Zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o zi de luni minunată. La revedere! La revedere!